Dimineața Zurli cu Mirela Retegan și Fetița Zurli la Europa FM. Bună dimineața, Gașpar! Bună dimineața, Mirela! Ce înseamnă pentru un copil despărțirea părinților lui? Probabil că, în primul rând, înseamnă foarte multă schimbare. Pe de altă parte, s-ar putea să însemne că e puțin diferit. Și sentimentul de diferit îl avem atunci când vedem că există diferențe între noi și ceilalți. Și dacă părintele sesizează că copilul este teamă că ceilalți ar putea să-l judece, ar putea să le respingă, atunci cred că primul lucru e ca părintele să valideze trăirea copilului. Exact despre asta vreau să vorbim, pentru că atunci când doi părinți se despart, uh-huh, clar, cei mai afectați sunt copiii. Uh-huh. Dar indiferent dacă ei recunosc asta sau nu, dacă reușesc să mascheze mai bine sau mai puțin bine despărțirea părinților lor, e clar că trăiesc foarte multe frustrări. Absolut. Din păcate, copiii pot să aibă răutăți foarte mari, uh-huh, și pot să le spună lucruri extrem de dureroase. În cazul unii altora. În cazul copiilor cu părinți despărțiți, cel care are părinții despărțiți nu se simte foarte confortabil. Eu nu am trăit această, uh-huh, problemă, pentru că Maia era la un moment dat la un after school unde din 10 copii unul jumătate avea părinții împreună. Unu. Uh-huh. Fetița Irinei Reisler, uh-huh, Anisia, s-a dus acasă și a zis: mama, eu sunt singurul copil care nu are două vacanțe, două case, două cadouri de Crăciun. În rest, nu m-am lovit de această, uh-huh, problemă, dar întrebarea de astăzi vine de la o bunică. Uh-huh. O bunică tristă, pentru că aproape în fiecare zi nepoțelul ei o întreabă: de ce trebuie să fiu eu singurul copil din clasă care are părinții despărțiți? Ce îi răspundem unui astfel, uh-huh, de copil? Băi, am începe prin validarea trăirii copilului și cumva și încurajau pe această bunică să-i spună nepoțelului ei că da, uneori a fi diferit nu e ușor. Însă, în lumea asta mare, familiile au foarte multe forme. Familia așa cum suntem noi. Eu ca bunică, părinții tăi, tu, frățiorii tăi, dacă mai există frați și așa mai departe. Și nu de fiecare dată membrii unei familii locuiesc în aceeași casă. Însă asta nu înseamnă că între ei nu există respect. Asta nu înseamnă că noi ca și adulți nu te iubim pe tine foarte, foarte mult. Că în cele din urmă, indiferent de faptul că părinții sunt împreună sau nu, pentru părinți copilul reprezintă oricum lumina zilei. Și asta este foarte important să-i transmitem celui mic, chiar și în momentul în care am luat o astfel de decizie foarte importantă. Și adevărat că decizia despărțirii este o decizie care influențează întreaga familie, dar cu adevărat este responsabilitatea adulților. Și după ce reușim să-i transmitem asta ca părinți sau ca bunici copilului, e bine să subliniem faptul că uneori a fi diferit nu e rău. Uneori a fi diferit înseamnă a fi special și noi oamenii ne dorim să fim speciali și de asemenea el să știe că faptul că părinții lui au divorțat nu înseamnă că familia lor este mai puțin valoroasă sau mai puțin importantă, pentru că ceea ce contează în cele din urmă e iubirea. Găsim o parte bună și în povestea asta, mai puțin plăcută. De fiecare dată. Mulțumesc, Gașpar, duminică frumoasă. Mulțumesc și eu, Mirela, la fel și vouă. Dimineața Zurli cu Mirela Retegan și Fetița Zurli la Europa FM.